În această seară a fost o ședință fulger la Partidul Național Liberal. Acolo lucrurile au fost extrem de tăioase. S-a vorbit despre ruperea alianței cu Partidul Social Democrat, despre faptul că s-a pus cruce comasatelor și acolo se vorbește despre o despărțire dintre PSD și PNL. Cade guvernul. Iată înregistrarea din cadrul Partidului Național Liberal. Vorbește și președintele partidului, care spune că s-a pus cruce comasatelor. Deci, practic, în momentul de față, PSD-ul și PNL-ul nu mai fac o înțelegere pentru alegeri și Vasile Blanga, fostul președinte al partidului, vine și spune că trebuie rupt hamul. Iată înregistrarea. Președinte Blanga, cred că este absolut obligatoriu să amânăm. Pentru că avem cu totul și cu totul altă abordare vis-a-vis de ce ne așteaptă ca și campanie după chestia asta. Nu putem să chemăm 1.000 de oameni să ne spunem că doar fuzionăm, ceea ce lucru foarte bine, doamne, și foarte bun cu alte, dar trebuie să ne dăm mesajul pe întregul an. Deci, exact. Nu amânați-vă, domn președinte. Domn președinte, vă trimiteți, e albă sau neagră? Ori se rupe hamul, ori moare calul. Deci despre asta este vorba, am trecut prin asta și am câștigat de fiecare dată. Absolut sunt de acord. Să știți că am avut o reacție similară și de la întâlnirea pe care am avut-o astăzi cu primarii care au fost prezenți la întâlnirea acolo. Să știți că oamenii se mobilizează și în funcție de decizia noastră așa se spiază. Domnul președinte, un vot împotrivă. Eu cred că era momentul să avem un Consiliu Național, să discutăm exact ce face această coaliție, deci un vot împotrivă. Așa este, așa e viața, domnul președinte. A rămas ieri seară ca să ne mai vedem încă o dată vineri și existând probabilitatea ca nici bine să nu se închidă, dar oricum nu ne mai putem duce mai mult de săptămâna viitoare, că se iese din termenul legal pentru reglementarea calendarului, atunci propunerea noastră este să rugăm să analizăm amânarea Consiliului Național pentru după momentul în care avem decizia în coaliție.